că ajung în felul acesta la a doua misiune pe care o avem de îndeplinit aici, la Sibiu, tocmai pentru că în anul 2006, când s-a fondat Partidul Democrat Liberal, prin fuziunea dintre Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat, ne-am asumat doctrina populară, s-a pus problema și se pune încă problema, ce este doctrina populară? Noi spunem că PDL este un partid popular, dar de multe ori ni se reproșează că doctrina populară este un concept vag, că nu se știe ce este doctrina populară. Mai mult decât atât, ni se reproșează că noi, cei din PDL, nu am avea o identitate doctrinară. Este fals. În realitate, PDL, în momentul de față în România, este partidul care are cel mai bine conturată identitatea doctrinară. Din păcate, ea nu este cunoscută. Ea nu este cunoscută uneori foarte bine, nici de membrii partidului nostru, nu e cunoscută de simpatizanții noștri, de alegătorii noștri și mai ales nu este cunoscută în general de români. Și atunci,